Odată, Ion Iliescu, AVT, da? Nu pui pe margine și nu pui de 10 ori. Că e destul să votezi o singură dată. Ion Iliescu a ieșit din primul tur, da, a fost votat atunci de 85% dintre români, 85,7% l-au votat Ion Iliescu. Foarte interesant, vă dați seama totuși ce popor de căcat? Deci, oamenii căcații s-au dus 14.826.000. 616 la vot. Ca să facă ce? Ca să-l voteze pe Ion Iliescu. Da? Asta învățaseră românii de pe 16 decembrie 1989, când a început scandalul la Timișoara, până pe 20 mai 1990, deși cu toții și-au jurat atunci, în baie, unde se ascundeau de gloanțe, în biserici, unde se ascundeau de comuniști, pe străzi, da, în biblioteci, în laboratoare, pe ogoare, da, pe unde apucau. Cu toții au plâns, cu toții și-au jurat, da, și-au făcut mii de cruci, că nu vor mai repeta povestea asta, că s-a terminat cu era asta, că de acum înainte va fi mai bine. Și asta a fost, totuși, e vorba de o jumătate de an. După toate lacrimile astea, după toate jurămintele astea, românul s-a dus în 20 mai și l-a votat peste 85% pe nenorocitul de Ion Iliescu. Da, nedându-le nicio șansă celorlalți doi candidați, decedați între timp, săracii, Radu Câmpeanu mort anul trecut, da, iar Ion Rațiu mort în 2000, ăștia împreună au acumulat, stai să vedem, 2.100.000 de voturi. Da? Față de 12 milioane cât a luat Ion Iliescu. Radu Câmpeanu a primit 1,5 milioane și Ion Rațu, cu care am votat eu, am și spus de atâtea ori, 600.000.